Mi-am stabilit mereu să, ca ceea ce fac să fie împotriva comodității, pe de-o parte, fiindcă trăim în, o, în niște vremuri în care toată lumea ar vrea să fie fericită și comodă și să nu-și pună prea multe probleme. Eu am vrut să fac o literatură care să pună probleme, să fie să, să, te, să te ridice din, din scaun, să te scoată din casă, în același timp eu fiind un om. Destul de hăituit de niște lucruri de când eram mic, și sunt sigur că așa va fi toată viața mea. Adică am niște arderi și niște uh, demoni acolo care își fac treaba în continuare. Asta e într-adevăr o combinație uh, mai puțin probabilă sau nu se întâmplă foarte des să ai și o componentă sau un interes pentru să spunem, o anumită latură socială, dar n-aș zice atât social, cât spre real, spre implicarea în real. Socialul e cu dus și întors, e problematic, fiindcă ce lucrurile este realul, se... Ce acest social? Ei, da, vezi, de asta spun că e problematic. Dar în același timp asta voiam să spun că am fost mereu foarte hotărât să nu îmbrățișez în niciun fel compromisul. Că să-l refuz de fiecare dată când, când am ocazia. Oricât de strălucitor, oricât de uh, frumos mi-ar face cu ochiul. Și am avut câteva ocazii. Ce înseamnă compromis? Ei, Ce compromisul mi se, se poate, arăt, se poate arăta în multe feluri. Ca poet, ca băiat, ai un eccenaclu pe care îl conduci. Ce să te atingă? Ce compromis trebuie să facem? Ce compromis te trage de mână? Să închizi ochii la nemernicie, să închizi ochii la ceea ce este în mod evident uh, nedrept și uh, fraudulos. Ori uh, noi poate avem impresia că trăim într-o lume liberă, dar nu e chiar așa de liberă. Uh, uite, dau un exemplu. Cât se poate de personal, nu prea-mi place să vorbesc așa despre belelele mele, dar eu sunt unul dintre cei câțiva scriitori care sunt pe o listă neagră a establishmentului literar, care înseamnă Uniunea Scriitorilor din România, și care nu numai că nu au voie să publice în revistele USR, nici nu-mi doresc asta, dar ceea ce mi se pare nedrept și frustrant e că despre cărțile mele nu e voie să se scrie în aceste reviste despre cărțile lui Radu Vancu despre cărțile lui Octavian Soviani despre cărțile lui Radu Aldulescu uh, nu sună asta cumva ca în 87 vara când unii n-aveau voie să când unii nu puteau să și trăim într-o lume absolut liberă sigur că eu am blogul meu, sigur că pot să public oricând pe Facebook dar în același timp Îți pui o problemă legată de cum s-a așezat lumea în uh, epoca asta liberală, democratică, capitalistă, și, pe de altă parte, sunt altfel de. Uh, eu sunt un om care, cum ai spus, fac un cenaclu, uh, care de 9 ani scot o revistă, fac o mică editură de poezie, unde cred că am scos vreo 80 de cărți frumoase. Uh, nu mai există o cenzură din partea statului, din partea, nu mai există un organ al cenzurii, dar pe de altă parte există o puternică cenzură capitalistă care ține de bani. Eu, dacă nu am resursele, pot să fiu cât de bine intenționat, cât de să am proiecte admirabile, dar din cauza piedicilor pe care le pune sistemul, să nu le pot pune în practică. E asta o lume cinstită? E asta o lume dreaptă? Sunt niște întrebări pe care cred că avem datoria să ni le punem. Sigur că nu îți mai pune nimeni pumnul în gură la modul ești luat de băieții cu ochii albaștri și bătut o noapte sau ți se zice fii atent că cum s-a întâmplat cu Vianu că i-au luat copilul de pe stradă sau l-au bătut. Nu se mai întâmplă lucrurile astea, dar se întâmplă lucruri mai subtile care sunt la fel de, de nenorocite și care pot să-ți uh, să strice planurile și uh, să-ți distrugă uh, frame mental în care tu funcționezi. Închizi netul? Cum funcționează cu netul? E o avalanșă de poezie da. pe net. Nu, eu sunt Dar tot timpul pe net. De... Sunt cam tot timpul pe net. Trebuie să spun Cum o folosești? Încerc să-l care... să dozez, încerc să-l folosesc ce înțelept, să cum se cade. Dar asta e foarte greu, că nu știi exact cum îți, intră în, cum îți intră în ochi, cum îți intră în viață. Încerc să fiu atât cât pot eu de atent cu ce, ce vine, ce resping, ce primesc, ce dau la o parte. Sigur, și eu scrolez foarte mult. Sigur, și eu stau câteva ore pe zi, pe care mă gândesc de multe ori că le-aș putea dedica uh, lecturii. Citesc uh, considerabil mai puțin decât acum 15 ani, dar pe de altă parte, e o lume pe care nu am cum să o uh, refuz, nu am cum să o împing, să zic, până aici, că nu există până aici. Trăim într-un. Într-o epocă în care până aici nu mai uh, funcționează să-ți, uh, sigur, poți să fugi în uh, pădure, să stai în căbănuța ta și să mai cobori în cel mai apropiat sat o dată pe lună să-ți o butelie de gaz și uh, medicamente, nu știu, uh, dar uh, nu mi se potrivește povestea asta și cred că mai nici dintre noi. Nic viața ta nu este online. Viața mea nu este online, este, este offline, evident, viața fiecăruia dintre noi este offline dar sunt mereu și cu aparatele astea, cu gadgeturile astea, ba pe laptop, bat pe telefon, bat, e in, inevitabil și nu, nu cred că e o soluție să le să fim tranșanți la modul nu am cont de Facebook, nu am mail, nu am telefon, nu e asta soluția. Soluția este adaptezi și să fii să rămâi tu însuți în nou sistem, în noua paradigmă fiindcă asta nu o să se schimbe. Din potrivă, o să evolueze, o să fie tot mai complicată, tot mai intricată cumva.